Salutare la toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale. Data aceasta suntem pe contul lui Gary, unde am înregistrat eu astăzi dimineață că băieții nu mai aveau nicio răbdare, un draft chest de 4622. Pică legendară Rafael sau nu? Da. Ok, Rafael știe deja că pică legendară pentru că a văzut. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, strângem 10.000 de like-uri și în descriere veți găsi Instagram-ul meu unde veți găsi poze secrete cu iubita mea Rafael acolo, de Crăciun. Deci, avem aici un draft chest, tocmai ce s-a încheiat sezonul, foarte multe lume a vrut să-mi dea draft chest-ul, Rafael, și eu dormeam la ora 8. Ei n-au mai avut răbdare, bă, și le-au deschis, ai înțeles? Și acum am rămas doar cu draft chest-ul ăsta de la Gary, al meu l-am deschis, o să-l arăt și pe al meu. Hai să vedem, Rafael, o să-i dăm drumul. Deci, este o înregistrare, dragii mei, vedeți aici draft chest-ul de 4622. Rafael, hai să apăsăm pe el. Deci, avem 3, 9, 9, 3 gol. Ce asta alegem? Alegem mușchetarele. Una mi-a dat, fii atent. Ce alegem? Fire multe spirit? Alegem goblinul. Aici o să alegem aia cu zapis, că e mai bună. Se curentează. Otrava, cred că o luăm otrava. Că știam că e legendară. Ce legendare pică Rafaele? Zi repede. Log. Eu zic că pică... Log și miner. Eu zic că pică... Ai stai văzut deja. Bă, păi tu ai văzut. Ok, hai că știu. Wow. Ce zici de pe ele? Ok, și am ales Ice Wizard-ul pentru că noi jucăm cu Ice Wizard-ul, el și eu și cu el. Și ăsta a fost draft chest-ul lui de 4663, dacă nu mă înșel. A fost resetat totul. Hai să trecem la alt draft chest și anume al meu. Ok, Rafaele, avem aici draft chest-ul meu. Draft chest-ul meu e la 4195. Ai zice că este un scor destul de decent, dar nu va fi așa, hai să vedem. Am deschis și eu draft chest-ul meu, mi-a dat 2000 gold. Ce aleg? Knight-ul, desigur că e foarte OP, alegem și noi Knight-ul, 41 de Knight, puteam să iau și într-un chest normal. 21 de, iau 21 de giganți, că sunt mai buni. Aici o să luăm golemul ăla pentru că e OP. Așa. Și după cum vezi, Rafaele, nu mi-a picat legenda. De ce nu mi-a picat legendară? Este al fucking treilea cufăr din care nu pică legenda. Dar în schimb, o să facem Royal GG pentru că avem 3891 din 5000. O să-l facem la level 13 și o să-l punem ca oamenii normali, cu rage și cu bomber și cu toate alea în spate și o să vedem ce se întâmplă, Rafaele. Așa. Chestul ăsta încă în capul locului, vreau să spui Rafael dacă îmi pică legendară sau nu. Nu. La 4383, e Challenger 2, Rafael, să știi. Nu pică. Ok, Rafael Asca nu pică. 3600 gold, o să aleg arcașele pentru că văd că joacă cu ele. What? Are o carte? Cum vine mă asta? N-are niciuna, mă. Păi de ce nu schimbă? A, e nouă. Hai să iau asta. Nu pică legendară, de ce nu pică? Iau suflătoare în sule. Bă, dar e picară 14 baloane. Hai să-i luăm baloanele, că bă că joacă cu balonul. Rede cu balonul? Nu are rede cu balonul, dar mă rog. Hai să schidem crown chest-ul. Crown chest-ul, dacă ai observat, ce este Rafael? Ce chest este? E gold chest. Au șters crown chest-ul și clan chest-ul și au lăsat doar gold chest-ul în loc de toate. Ai înțeles? Nu știu dacă ai înțeles ce vreau să spun. Ok, avem un silver chest. Cum ar fi să pice chiar în silver chest? Nu pică, mă. Aveți șansă. Mi-a dat cine, mi-au dat mail-uri băieții, dar au filmat în 360p și nu pot să pun un episod. Hai, aici pică legendară. Legendară. Sula. Legendară. Sula. Ok, băieți, în descriere veți găsi Instagram-ul meu, am niște poze secrete cu iubita mea, Rafael, acolo. Hai, Rafael, are un chest aici, fii atent. Cum ar fi să-i pice din ăsta? Cred că n-am deschis în viața mea o legendă. Dacă că e imposibil. O să fie turneu mare să-i pice în ea. Legendară. Nu o cremă că pică, nu există. N-ai cum. Avem clan chest. Fii atent, vezi e clan chest ăsta, da? Da. Stai puțin, arată, iată ce imagine arată. Și când îl deschizi, ce câți de Rafaele, un gol chest. Ce n-ai voia chest. Legendară. Sula. Bă, luai mă vreo legendară, serios acum. Eu când în ăsta. Dacă nici de aici nu e. E rig. Legendară. What? Bă, ție dacă îți pică legendar ești uimit, dacă nu îți pică ești uimit. Ce? Cum bă? De niciun chest, de ăsta decât. Legendară.
Păi, ești rară. Nu, mă, că mă lăsam de jocul ăsta. Ok, trebuie să dăm colic, poate mai luăm și pe la gold. Că am o filmare... Putoare, bă! Legend! Am o filmare în care am apucat din ăsta. Ia, că mai fac unul. Putoare, bă! Nu știu, n-am văzut în viața mea, are toate chesturile, toate questurile din joc. Legendara. Nu, mă, nu vrea, mă. Ia pe canimanul din ăla. The Freechest? Ok, băieți, am revenit pe contul meu și voi juca 3 meciuri. Suntem în 4060, am jucat 2 meciuri, dar s-au filmat aiurea. Hai să continuăm și noi cu aventura noastră. Deci jucăm contra unui level 12. Trebuie să țineți cont că este sfârșit de sezon sau început de sezon. Început? Sfârșit, s-a terminat și acum începe. Și o să dau de player mega bun, uite, level 13, nici nu comentăm, o să pună gigant în spate, așteaptă. O să pună gigant sau ceva. De ce? Wow, 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 ok. Ia stai că vedem ce faci aici, unic. Niciodată în viața mea n-am mai văzut așa ceva. Pe care tu să dau de mergi, nu mai știu. Tu ai văzut ce a făcut ăla? Am văzut că a dat graveyard. A dat graveyard și rage pe el. Nu prea a fost o idee bună. A pus 3 aia în spate. 3, cum să zice. Iar același lucru, ia fii atent că face același lucru. Oh, acum da. Așa da. Ho, ho, ho. Mamă, mamă, mamă! Scheletul ăla dă prea mult damage. Nu! Așa. Uf. Toate alea cu rage, nu-mi vine să cred ce se întâmplă. Mă, mai trebuie să mai pompe. E foarte periculos ce fac eu acum. Nu încercați asta, ca să vă rog. Ce? Mi-a distrus, mi-a distrus spiritul. L-a distrus. Pregătește-te de rage. Bă, ce facem asta? Hopa. Știam că asta face, știam că e prost. Că bubuia prostie ăla. Mamă, mi-a luat la turn, cred că ăsta vrea să-mi ia două turn noată, nu? Știi de unde știam? Că el o să pună 3 brabezi, trimisei fără spiritul care, ai spiritul care dă jumate HP. Iar aș o să predict. Pună. Iar o să pună retardismelele. Oh my god. Trebuie să ieși neapărat când pune scarmi, când pune graveyard. Bă, n-are voie să dea-mi pompă. Ce ai făcut, băi, bă, statule? Bă, cu rage. Am așa ceva. Unii au jucat prea mult, deci matchmaking-ul nu e echilibrat deloc. Pur și simplu, ai cărți mai mari și unii joacă și mai mult. Oare ce, are loc bait? Stai că nu e loc bait. Fugi! Opa! Mama! O doare la... Ca să nu zic la ce o doare pe aia. O doare la păsău. Na.
Nu intre, îi bubui schelețe și s-a terminat. Fii atent aici, Rafaele, trebuie să vezi asta. Ar trebui să pompez aici. Ok, pune prințesa acolo. Nici nu mai apără pe ăla din dreapta, din stânga. Ia că încercăm ceva. Mamă, era să-i dea 3 coroane ăla. Mamă, n-am elixir, să-mi bat piciorul. Oricum s-a terminat. Mamă, îi dau 3 coroane sau? Nu știu dacă e pus să-i dau. Poate risc prea mult. Cred că risc mult, nu? E prea mare risc. Cred. Ba da, nici nu pot să mai mă duc acum. Mai pune unități aici. Mamă, ce e acolo în spate? Măcar dă-mi baraca aia. Hai că dă. Ia uite câte cărți are, bă! Cred că dacă n-aveam pompele alea... Oricum îi dădeam 3 corona și la băiat. Ce zici, dacă n-aveam pompele nu pierdeam? Da, s-ar putea să pierd. Care prea multe unități astea. Oricum îi dădeam 3 corona și acolo, dacă aveam o flacă de ceva zi despre prințesa, gata. Ok, Rafaele. Bă, pușăm ca lumea. Tu pușezi acum, Rafaele. No. Stai să vezi că ai fost plecat după clan și a dat bunul, tu mă dați afară. Eu încă mai stau clan. Păi tu nu poți să fii dat afară, dar a dat pe toți. Ia te vrăjitor de 10, hai să vedem, Rafaele. Pune-mă de asta în spate. Să vedem ce are. Prostă idee. Cred că e prostă ideea asta. Nu știu sigur, dar așa cred eu. Stai care barăci om. Ia. Dacă și acum are elixir, mă las. Well played, Marius. Ce să dea, mă, vrăjitoarea aia în armurică ăla? Nu spune că fatalți. N-apucă, mă, să fet. Ia, aruncă unități acum, non-stop. Fără rost. Mai conservăm niște elixir acolo la bură, că n-aș ca murăturile. Și așteptăm. Mamă, cu ce venea el așa amenințător, cu vrăjitor de 10, cu astea. Îi punem pe ăsta atunci. E bun de costa. Ce zici de ea? Ce părere ai? Mhm. Mamă, e atât de heavy. Iar vrea să facă chestia aia. Ne batem puțin joc de el. Ne, uite-te și tu. Mamă, s-ar putea să-i meargă prostia asta. Pompează. Nu cred că îi merge. Nu-i mersă, mă! Retardismul ăla lui. Da și zapul degeaba, dar nu mai contează că e Papa Lucia mia. N-ai, mă, ce să-i faci la deck-ul ăsta. Numai loc bait-ul mă bate. Ia că-l pusă pe ăla, ia să vedem. Ce-o face ăsta? Îi dă la două carave pe cocoașa de... De ce? Ia. Mai pune unități. Pune acolo multe să fie. Ia bun, mă, deck-ul. N-ai ce zice. Rupe tot. Nu reușește să mă bate pe mine, a 4000.
Hai, ultimul meci pe ziua de astăzi. Iată, ce-mi place mie să fac în meciul cel mai mult. Pun așa. Vedeți ce se întâmplă. Și a consumat băiatul ăla, o grămadă acolo. Dai să vedem dacă are vreo schemă în cap. Așa. O sulă, îmi permis să iau o sulă în cap. Asta e Lieutenant Dan, o fi român Dan, Dănuț? Nu cred. E, Dănuțe, ce-ai făcut mă acolo? Cu barbarii? Băi, Dănuț! Hai, Dănuț, hai. Hai frumos să lui tata Dănuț, să vedem când de unde scos tu infernul ăla. În pantalon de scoate. Drunk. Dar pune, dacă pune unitatea aici, o să trimit asta cu Lilici. Ok, dă-i tornadă acolo atunci. Eu sunt perfect de acord. Oho, Dănuțe! Iată ce-i face lui Dănuț. Ăla resetează turnul. Parcă văd că de are și pune, știu ce pune. Barbari. Mamă, stai că nu mai am elixir, am belit-o. Mi-a dat belitania dacă pune. Supără Dănuț? E, ocupă-te acolo, tu. Bate-te cu ăla, că poate-ți dă și 3 coroane prostomanul. Ține-te bine, Rafaele, că urmează ceva șocant. Ia uite ce șocant. A, da, și zap pune mernicul. Să dea tornada, omul dă tornada. Ai altceva ce să mai dea. Dar nu mai poate să mai pună cărța. Dacă omul dă tornada. Thanks. Ok, băieți, cam atât și cu acest episod. Eu am fost Xlader. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like. La revedere.